aș asculta o viață pe Lidia Buble. A venit astăzi între prietenii de la radio, artista fermecătoare cu voce de vis, care ne poate face să credem că noi simțim la fel, chiar dacă uneori acolo sub cămașă, inima de roșu nuclear, nu știe că fata aia cu ochii verzi în stare să ne facă să trăim intens. Lidia, bine ai venit! Wow, bună dimineața! Doamne, dar ce declarație frumoasă mi-ai făcut! Toată... Fără cuvinte mai lăsat, adică... Toată declarația asta e făcută, ai observat, din titlurile... Din titlurile pieselor mele, da. Superb, da. Super mulțumesc, apreciez din suflet. Și eu apreciez faptul că într-o mare de voci și de stiluri muzicale ești ceva, o prezență mai aparte, mai specială. Originală cu fiecare piesă și cu asta nouă pe care ai lansat-o, Roșu Nuclear, și pe care ne pregătim să o ascultăm live, cineva remarca, uite așa, Lidia chiar nu are nicio singură melodie rea. Ioi, mulțumesc din suflet. Păi, nu este doar meritul meu, este în primul rând meritul lui Dumnezeu pentru vocea pe care mi-a dat-o și apoi a întregii echipe cu care lucrez, pentru că nu aș putea să fac toate lucrurile singure, așa că na, împreună cu ajutorul lor. Dacă oamenii spun asta, eu nu pot decât să mă simt măgulită. Și atunci, înainte să ne cânti piesa, aș vrea să vorbim puțin chiar despre inspirație, despre creativitate. Da. De la inspirație, despre inspirația care vine spre tine și care pleacă de la tine spre alții. Mai întâi, cine te-a influențat pe tine în muzică? Ce artiști te inspiră sau te-au inspirat prin stil, prin atitudine? Cum? Apoi am și o artistă de suflet pe care, din păcate, n-am reușit să o cunosc și cred că este singurul regret pe care l-am în această viață. Laura Stoica, îmi place foarte mult, pentru că la fel avea un timbru foarte puternic, aparte, și adoram pur și simplu naturalețea ei. Era foarte, foarte om, nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun. Da, și m-a inspirat. Laura, da. Și prin ce ai făcut sau faci în muzică? Ai influențat pe cineva? Adică ai observat că ai fost o sursă de inspirație sau ți-a mărturisit cineva că te-a luat drept model? Sunt foarte curios. Ioi. Păi aici n-aș putea să spun, îmi place să cred că sunt o persoană care inspiră alți oameni din jurul meu, așa pe din lumea muzicală, alți artiști din industria noastră, nu știu să spun, că n-am primit până acum astfel de declarații. În schimb pot să spun că da, ei pe mine m-au inspirat. Fiecare artist are ceva particular de care eu m-am îndrăgostit în momentul în care, nu știu, i-am ascultat prima dată, sau dacă de vorbim de artiști mai noi, le apreciez, nu știu, timbru vocal sau piesele sau modul în care scriu. Nu. Dar îți scriu mulți și primești multe mesaje. Eu când intru pe Instagram... Da, oameni de acasă, într-adevăr, îmi scriu foarte, foarte activă. Da. Tot timpul ești în feed, acolo ești prezentă, ești veterană pe Instagram. De când ești prezent acolo? Oi, păi cred că am contul de Instagram de vreo... nu știu să zic, între 8 și 10 ani, cam așa, sper să nu greșesc. Dar de pe la începutul carierei mele, clar, am început și cu pagina de Instagram, atunci mi-am făcut și o pagină de Facebook pentru artiști, mă rog, echipa cu care lucram pe acea vreme, pentru că eu, venind așa de la Deva și nepraștind cu ce se mănâncă industria asta muzicală, cumva consider că muzica m-a ales pe mine și am fost, m-a dat așa pe nepusă masă, nici nu știam că trebuie să-mi fac cont de artist special pe Facebook, aveam pe vremea aceea unul, așa, personal, adică nimica. Tu ești încă tânără, dar da, sunt cei foarte tineri care sunt cu ochii în telefoane, pe TikTok, pe Instagram, pe Spotify, tehnologia asta. Și social media influențează, nu? Modul în care se face muzică, temele abordate, stilul, vrei, da, nu vrei, clar, trebuie să fii... Clar, este musai, cel puțin pentru noi artiștii, să fim prezenți pe aceste rețele de socializare, pentru că de acolo cumva reușești să-ți faci muzica să ajungă mai rapid la sufletele oamenilor. Și aici vorbim, uite, de exemplu, cu piesa Roșu Nuclear pe care am lansat-o acum, nu mai știu, cred că ori trecut vreo 5 sau 6 zile. Da. Ea s-a viralizat de pe TikTok. Adică merge foarte bine și pe YouTube, dar de pe TikTok s-a viralizat. Sunt mii de videoclipuri făcute de către oameni și nu cred că o să pot vreodată să le mulțumesc când de ajuns pentru tot sprijinul pe care mi-l oferă. Efectiv, la fiecare proiect pe care îl lansez, sunt acolo, știi, ca o armată de oameni care mă susțin și pun paie pe foc, știi, ca focul să crească din ce în ce mai mare, mai mare, și mai armata mare. A crescut cu timpul la început. Și armata, da. Erai o artistă, chiar la începuturile carierei, ai cântat vreodată pe stradă pentru bani, cum au făcut alții? Sau ai fi putut face asta? Nu știu.
N-aș fi avut o problemă să fac, pentru că eu consider că orice fel de job ai, orice muncești, trebuie să te mândrești cu ceea ce faci. Nu știu dacă tu știi, dar eu am lucrat și la cimitir, am fost și femeie de servici prin tipografie, am fost și bonă și am lucrat și în domeniul auto. N-aș fi avut o problemă să cânt și pe stradă, doar că na, Dumnezeu mi-a dat joburi. În București am avut două joburi de bonă și în industria auto, așa că nu, în afară de scenele pe care cânt acum, am mai cântat în biserică, acolo unde am crescut și unde de fapt am învățat să cânt cu adevărat, alături de toți membrii familiei mele. Se simte talentul muzical, vine din familie. Da, toată lumea cântă la mine în familie, deci nu există și Michael Bublé. Un nepot, și nepotul meu Michael Bublé. Îmi place să zic că sunt mătușa lui. Da. Deci toți nepoții, și am 30, slavă Domnului, sper să mai vină, toți nepoții cântă, toate mătușile, unchii, mami, tati, frați, surori, sunt chiar mai talentați decât mine, adică... Câți v-ați adunat cel mai mult? Cel mai mulți, cei mai mulți vreodată din la un familie? Loc? Da. Da. Deci noi suntem cu sutele. Tu gândește că la noi în familie o nuntă de asta discretă înseamnă 500 de persoane. Mulți, da. Dar ultima dată când ne-am întâlnit așa toți, o fost la nunta surorii mele, Diana, mă rog, a avut acum 5 ani. Așa de sărbători ne strângem, dar nu reușim în fiecare an să fim chiar cu toții, na, în același timp la masă și nepoți și frați. În primul rând că nu încăpem, adică trebuie tot timpul să fim în ture cumva, tura 1, tura 2, tura 3. Bă, dacă părinții au vrut să facă o echipă de fotbal, 11 frați. Da, dar să știi că este cea mai mare binecuvântare pe care mi-a dat Dumnezeu în viața asta și eu mi-aș fi dorit sincer și mai mulți. Hai să ascultăm și piesa și mai povestim pe urmă, da. Roșu Nuclear. Piesa asta, Da. O să o ascultăm, tu o să vii aici undeva în zona asta, eu o să mă retrag puțin. Să știi că este în premieră când o cântăm, pentru prima dată când o cântăm în varianța acustică, așa că sperăm să, adică fără, să vă placă. Da, n-aveți baterie, dar aveți o orgă. Fără baterie, fără tracuri, live 100%. Are așa Roșu Nuclear pe ea. Avem și noi Roșu aici în studio și ție-ți place... Îți place Roșu, am văzut foarte mult. Dragi ascultători, deschideți-vă sufletele. Lidia Buble se pregătește să ne cânte Roșu Nuclear în premieră aici la Radio România Actualități. Eu mă retrag ușor și revin. Superb! Lidia Buble, Roșu Nuclear la Radio România Actualități. Felicitări și pentru colegii tăi. Da, aici v-am felicitări, Deni, felicitări. La chitară. Sunt băieții mei de bază pe care mă bazez în concerte. O parte din ei, pentru că mai avem câțiva acasă. Dezbracă-m de negru inima. La ce te referi? Adică de supărare, de amărăciune, de tot ce înseamnă rău în viața noastră, dar în această piesă vorbesc în special de acea rutină nesănătoasă, pentru că eu consider că pot exista, rutina poate să fie de două feluri. Una sănătoasă, care cumva e importantă să o avem, aici mă refer la viața de cuplu, să o avem la începutul vieții într-un cuplu, pentru că na, cumva așa reușești să-ți cunoști mai bine partenerul, să vezi ce-i place, să știi cum să fii lângă el, să-l susții, dar există din păcate și acea rutină care este nesănătoasă și în momentul în care se face cumva mult prea comod în viețile noastre, este foarte important să acționăm și să îndrăznim să spargem bariere, să fim creativi, să facem lucruri frumoase pentru omul de lângă noi, să încercăm să-l surprindem în fiecare zi cu câte un gest mic. Știi că lucrurile mici fac diferența, detaliile fac diferența. Să reînviem pasiunea. Să reînviem pasiunea, exact. Ce frumos. Suntem în ziua să ne colorăm viața frumos. Suntem și în ziua în care să înveselim un morocănos, ceva de genul acesta. Da. Cei poți omorâți n-au nicio șansă astăzi dacă vrem să-i înveselim. Piesa asta e foarte ușor de fredonat, rămâne așa cu tine, te obsedează pur și simplu. Eu m-am trezit, ascultam ieri piesa și după ce s-a instalat liniștea, am fredonat în continuu, așa. Da, da, să știi că toată lumea mi-a zis și pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook când scriau, Lidia, ne-ai nebunit pur și simplu, suntem la locul de muncă și nu putem să ne concentrăm, ne cântă piesa non-stop în minte. Poate eu nu pot decât să mă bucur, tu îți dai seama că mie îmi crește o cocoașă de mândrie în momentul. Ceva nu-mi place, ceva nu-mi place la piesa asta. Că e prea scurtă. E asta. E veșnica problemă cu piesele foarte faine, sunt foarte scurte. Dar știi că poate să fie și un de fapt pentru mine cumva e un avantaj, pentru că ea fiind prea scurtă, cum spun ascultătorii, îți vine, știi, tot să dai play, replay și atunci na. Da, și dacă vizualizările. Și dacă nu poți să dai replay, o fredonezi tu fără să vrei. Da. Spune-mi, cu ce artist sau cu ce trup ai vrea să mai cânti în viitor? De pe plaiurile noastre sau de prin străinătate? Bine, știu că ai vrea să cânti cu Michael Bublé sau... Da, cu Michael Bublé mi-aș dori foarte mult să cânt.
Adică ar fi un vis împlinit pentru mine. Iar așa de la noi, în ultima perioadă mi s-a pus mie pata foarte tare și deja am avut o discuție, încă nu s-a concretizat nimic, dar sunt convinsă că o să se întâmple cu Dan Bălan. Îl apreciez foarte mult, îmi place foarte mult timbrul lui. Dar cel mai mult îmi place atunci când cântă piesele alea, știi, de suflet, cu patos, așa, pentru că are un timbru foarte aparte și îl recunoști foarte ușor. Și e admirat de foarte mulți artiști români. Acum două zile a fost Adi Istrate, tânărul Adi. Dacă mi-a stat inima, am crezut că a fost la tine aici. N-a fost, n-a fost pentru că e la Londra și e greu, mai greu. Mi-a spus, Lidia, da, sunt la Londra. Dar să știi că te aștept oricând ai drum pe aici, vii la studio și lucrăm. Și eu când îmi propun ceva, să știi că întotdeauna mă țin de treabă și îmi reușesc lucrurile. O mulțime de mesaje interesante, frumoase, primite pentru piesa asta. Câtă emoție, câtă pasiune. Videoclipul e demențial. Și am observat că este limbajul acesta al trupului pe care îl folosești din nou și în acest clip. Îți place să dansezi? Îți vine ușor să dansezi? Tu ai făcut gimnastică. Cât îmi place să dansez. Sunt înnebunită. La mine nu există dimineață. În momentul în care mă trezesc, am o boxă undeva lângă pat. Îi dau play și la mine așa începe fiecare dimineață prin dans. Dar da, este adevărat, am depus ceva mai mult efort la acest videoclip, pentru că am, nu știu să-i spun, hai să-i spunem dans contemporan. M-am și antrenat, e adevărat, cu o antrenoare care mi-e și prietenă. Și da, exact cum ai spus tu, nu, eu am terminat liceul sportiv, așa că mi-e mai ușor să ai fost chiar fac tumbe. Campioană la gimnastică. Da. Explozie de sentiment, această piesă. Mă bucur foarte mult. Absolut divină piesa, versuri, coreografie, show, jos pălăria, Lidia, foarte romantică și feminină, mai spune cineva. Ioi, vocea mulțumesc. Ta e ca întotdeauna de cleștar, nebună, superbă, iar ne-ai rupt. Mai spune cineva. O stai sigur de la mine de acasă, de acolo, de prin da. Arta. Dacă ar fi să te întorci în timp, ce sfat i-ai da Lidiei Buble de la începutul carierei? De acum 15, să zicem. Nu știu, așa că eu cu sfaturile nu-s prea bună, dar pur și simplu aș bate palma cu ea și aș spune bravo, bă, fată, că ai reușit să rămâi tu în permanență și că nu toată treaba asta cu, știi că succesul uneori te poate lua de cap și poți să uiți așa, clar, cumva, da. cum zice oamenii, mă, ai uitat, eu mi-ai plecat. Nu, eu mă bucur că pe mine m-a ținut așa cu picioarele pe pământ și n-am luat-o razna niciodată și cred că asta e cel mai important. Mă bucur că mi-am dat voie să fiu eu 100%, că n-am purtat măști, că am fost naturală și că i-am lăsat pe oameni cumva, cred că am fost pentru ei ca un fel de carte deschisă, au putut să mă citească, niciodată n-am ascuns absolut nimic. Pe cât posibil am încercat să-i încarc doar cu o energie pozitivă, că toată lumea, cu toții avem de cazul, nu mai trebuie să le împui eu capul școală mele, că n-au ei nevoie de... Da, și mai sunt unii care vor să te super intenționat, da. Cu toții primim din când în când păreri despre noi, tu cum te ocupi cum de diluiesc? Critici? Da. În primul rând îți spun foarte sincer că mă rog pentru ei. Mm. Bine, fac asta în fiecare seară. După ce mă rog pentru mine și familia mea, întotdeauna spun, Doamne, te rog frumos să-i binecuvintezi tu și să ai grijă și de toți cei care poate nu întotdeauna îmi scriu cele mai frumoase mesaje. Sunt convinsă că acei oameni nu neapărat că au o problemă cu mine, cât poate chiar sunt niște oameni nefericiți, nu știu. Și atunci eu mă rog pentru ei să fie bine. Ce frumos. Da, n-am... Eu accept și păreri mai puțin mai frumoase. Să știi că acele mesaje pe mine, una chiar mă ambiționează să devin cea mai bună varianta mea. Încerc asta să fac în fiecare zi, așa că eu le mulțumesc pentru acele mesaje nou. Dintre toate piesele tale, care îți este cea mai apropiată de inimă? Și de ce? Pentru că azi dimineața am difuzat cu ochii averzi, apoi cămașa, apoi urmează Lacătul și femeia. La fiecare ai spus, wow, wow, ce, și asta, și asta, și asta. Le-a lăsit cele mai iubite de către Lacătul și femeia? Nu, zic că toate aceste piese pe care le-ai difuzat și pe care urmează să le mai difuzezi sunt cam printre cele mai iubite piese ale mele, adică îmi dau seama din reacțiile publicului la concertele pe care le am. Așa, dacă ar fi să aleg una... Nu, acum știi cum e, nou născut, așa ai o sensibilitate pentru el, așa știi că eu fiecare piesă o consider ca fiind copilul meu. Clar, în momentul de față am o sensibilitate pentru Roșu Nuclear și asta și pentru că m-am implicat foarte mult în scrierea ei, atât în versuri cât și în linie melodică. Dar așa, din tot repertoriul, una pentru care am o sensibilitate aparte este Cămașa. Cămașa. Da. Și culmea, uite, și Cămașa, dacă... și Sub apă, și Ochii verzi, și piesa Roșu Nuclear, sunt toate aceste piese au fost produse de același producător, de Adi Colceruș, dacă mă ascultă,
Îi mulțumesc din tot sufletul meu. Sunt piese pe care dacă l-ai fi auzit cântată de altcineva, ai fi fost invidioasă, nu? Vai, deci pentru piesa asta, pentru Roșu Nuclear, dacă nu era a mea, prăpăt făceam. Cum știi? Nu știu, aș fi fost în stare de orice, da. să implor, să mă pun în genunchi, dați-mi mie piesa asta, vă rog. Dar mă bucur că Dumnezeu m-a binecuvântat cu inspirație și uite, mi-a venit mie să scriu. Și cum știi piesa? Că o piesă e perfectă pentru a fi lansată? Când o auzi prima dată? Adică te referi la modul că dacă știi că e hit sau nu? Da. Dar nu prea ai cum să știi asta. Deci să știi că fără cei care mă ascultă și mă sprijină, nu s-ar fi întâmplat lucruri atât de mari în cariera mea. Adică și datorită lor, eu am crescut atât de frumos. Cumva publicul decide dacă piesa este hit sau nu. Eu clar că fiecare piesă pe care o lansez îmi place foarte mult și simt ceva aparte pentru ea, pentru că nu, o cânt, n-aș putea să lansez ceva ce nu-mi place. Dar publicul este cel care decide, mă, dacă piesa asta într-adevăr o să fie hit sau nu. Și se pare că la Roșu Nuclear deja s-a decis. Într-un timp foarte scurt, cei drept, m-au surprins, plăcut. Și le mulțumesc din suflet. O să mai ascultăm aici la Radio România Actualități. Îți mulțumim pentru muzică. Avem o ultimă piesă pe final. Ți-a plăcut aici la noi, la radio? Da, să mă mai chemați. Știi că în mod normal Ardeleni nu vorbesc mult, dar eu nu știu ce se întâmplă cu mine, că cred că am luat mai mult de la mama, că mama e din Moldova și din Turu e... Clonțul, cala, nu mă mai oprești. Așa, adică să țin așa în continuare, că e bine, eu zic da. Că e bine, da. Lidia Buble, între prietenii de la radio astăzi, am ascultat live și Roșu Nuclear și toate poveștile ei le puteți revedea pe pagina de Facebook România Actualități. Lidia, numai bine. La fel, vă pup și vă îmbrățișez tare, 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 de, aveți grijă de voi și de sufletele voastre. Zi binecuvântată! Mulțumim frumos! Lidia Buble și Lacătul și Femeia pe final. Ce fain a fost, chiar fain. Nu, ce mă bucur.